Eu am spus cu totul altceva și creșterea economică de acum se datorează inițiativelor din timpul guvernării Boc. Să știți, criza atât de profundă cât a fost datorită nesăbuinței guvernului Tăriceanu, creșterea economică de care beneficiază Ponta acum și și-o asumă, cum își asumă kilometri de autostradă, deși n-a semnat un contract de construcție, toate din timpul lui Boc. Creșterea economică este datorită măsurilor pe care le-a luat guvernul Boc, de reechilibrare macroeconomică și mai ales a stabilit cele patru scheme de ajutor de stat pentru investitori. Sunt patru scheme pentru că sunt patru tipuri de ajutor de stat. Și vă dau două cifre. Pentru investiții de 3,1 miliarde în perioada 2008-2013, statul român a acordat ajutoare de stat de 771 de milioane, deci aproape un miliard. Din ei, statul român a plătit 300 de milioane. Deci e vorba de 51 de investiții mari în România. De ce am plătit doar 331 de milioane? Pentru că nu s-a finalizat investiția, chiar dacă ea a început să producă. Sunt multe investiții care produc pe etape. Asta m-a dus la concluzia că în perioada următoare vom avea în continuare creștere a capacității noastre de export, pentru că investițiile încă sunt în derulare. Deci Ponta beneficiază de deciziile celui pe care nu pridește să-l înjure, dar care l-a făcut să aibă criză economică. Pentru că Ponta, din punct de vedere economic,